Hello! Sunt Cristina Mazil de la Școala Core School și astăzi vom învăța animalele, insectele și păsările. Pentru astăzi v-am pregătit o listă întreagă de cuvinte noi și, desigur, câteva expresii idiomatice la final. Vă rog frumos să vă luați un caiet, un pix și let's study English together! Mai întâi de toate, vă rog frumos să ne dați un like, un share și să vă abonați canalul nostru de YouTube pentru a vedea mai multe videouri de genul. La fel, ne puteți găsi pe Facebook, Instagram și TikTok. Alligator. Alpaca. Bear. Bull. Bird. Bee. Butterfly. Bat. Camel. Cow. Cat. Crocodile. Chicken. Dog. Dolphin. Dove. Duck. Quack, 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 quack. Flamingo. Fish. Frog. Giraffe. Goat. Gorilla. Hamster. Hippo. Horse. Jellyfish. Kangaroo. Lion. Llama. Lizard. Ladybird or ladybug. Monkey. Moose. Mosquito. Owl. Penguin. Pig. Parrot. Pigeon. Peacock. Rabbit. Rhino. Rat. Sheep. Squirrel. Snake. Shark. Tiger.
Churchill. Wolf. Whale. Wasp. Și acum, un joc pentru voi. Vă rugăm, în comentariile de mai jos, să răspundeți la următoarea întrebare. What five animals can eat you? Și acum să trecem la cele mai utilizate expresii idiomatice folosind animale, insecte și păsări. Prima la număr este copycat. Copycat înseamnă a copia cu exactitate. Cum ar fi? My sister is such a copycat. She likes to copy my style and my looks. Sora mea mă copie cu exactitate. Next is fishy. Fishy înseamnă ceva suspicios. For example, a week before my birthday, my friends were acting fishy. Cu o săptămână înainte de ziua mea de naștere, prietenii mei se purtau foarte suspicios. Hold your horses. Hold your horses se referă la stai puțin, nu te mișca, nu te grăbi. For example, hold your horses, I'll be out in 1 minute. Stai un pic, voi ieși într-o minută. Next is to kill 2 birds with 1 stone. Kill 2 birds with 1 stone este a prinde 2 iepuri dintr-o dată. Da? For example, Anna wants to work and study simultaneously. She wants to kill 2 birds with 1 stone. Anna și-ar dori să învețe și să lucreze în același timp. Așadar, vrea să prindă 2 iepuri dintr-o dată. Let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag se referă la a dezvălui un secret. Cum ar fi? Who let the cat out of the bag about my birthday party? Cine a spus-o? Cine a dezvăluit secretul petrecerii mele de zi de naștere? Next is monkey see, monkey do. Monkey see, monkey do se referă la persoanele nu foarte inteligente care văd și repetă. Cum ar fi? Little children usually pick up bad words very, very fast. Monkey see, monkey do. Copiii mici de obicei prind cuvintele urâte din aer. It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs se referă la a ploua cu găleata. For example, yesterday was raining cats and dogs and I was lucky to have my umbrella on me. Ieri a plouat cu găleata și am fost foarte norocoasă că am avut umbrela la mine. Straight from the horse's mouth. Straight from the horse's mouth se referă la ceva ce vine direct de la sursă. Have you heard about Tony's promotion? I heard it from the horse's mouth. Auzit de promovarea lui Tony? Eu am auzit direct de la sursă. And last is take the bull by the horns. Bull by the horns înseamnă a face față unei provocări foarte mari. Cum ar fi? You deserve a promotion. I think you should take the bull by the horns. Cred că meriți această promovare, așa că fă față la acestei provocări. Și acum, o mică provocare pentru voi. Vă rog frumos, în comentariile mai jos, să ne scrieți explicația următoarelor expresii idiomatice. Rat race, to drop like a fly. Suntem foarte curioși să aflăm răspunsurile voastre, iar noi ne vom vedea săptămâna viitoare cu un nou video. Bye!